Irinel Popescu, fostul director al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a ajuns azi în fața procurorilor DNA. Alături de alte persoane din fosta conducere CNAS, medicul Irinel Popescu este acuzat de abuz în serviciu într-un dosar cu un prejudiciu de milioane de euro. Irinel Popescu și Vasile Ciurchea, fost președinte al CNAS, sunt acuzați de procurori că în perioada 2007-2009 ar fi încheiat cu HP România acte adiționale, prin care au fost achiziționate servicii de instruire a personalului la prețuri supraevaluate. Astfel au prejudicat bugetul Casei de Asigurări cu peste 16 milioane de euro. Potrivit procurorilor, actele adiționale s-au semnat fără a respecta procedurile de achiziție publică și la prețuri de până la 4 ori mai mari. În acest dosar sunt cercetați mai mulți angajați CNAS din fosta conducere. Pe de altă parte, este urmărită penal și firma HP România pentru complicitate la abuz în serviciu.